Că v-ați oprit un minut sau 10 lângă această carte și lângă aceste cărți. Vă mulțumesc pentru că n-ați trecut chiar indiferenți pe lângă scrisul nostru. Cele trei romane adunate sub o banderolă, sub o singură banderolă, sunt realizate în trei etape diferite ale vieții mele. Sunt foarte diferite ca stil, ca tematică. Presupun și sunt convins de fapt că toate poartă marca personalității celui care le-a scris, dar poartă totodată și amprenta unei dorințe de a împrospăta în permanență laboratorul literar. Cea mai veche dintre ele este Ultima tinerețe a Mariei Suru. Așa cum a arătat Doru Munteanu, acolo sunt adunate fețele și faptele unui personaj care bântuie prin trei dintre romanele mele de început. Aș putea spune că este un roman copy-paste. E la mod acum, pentru că am preluat capitole întregi, puse la oaltă, a ieșit o nouă carte. De fapt, este o veche carte, pentru că la început așa a fost scrisă.